El este Florian, are 37 de ani și este de fel din comuna Ilfoveană, Berceni. Până în prezent nu făcea parte din cercul de suspecție al polițiștilor. De acum, cu siguranță, îl va cunoaște o lume întreagă. Cu cătușele la mâini, bărbatul poate intra lejer în cartea recordurilor, la secțiunea Cel mai fricos hoț. Ce a făcut? A furat caseta cu bijuterii a surorii iubitei sale și apoi a fugit peste hotare. Când a văzut că aceasta valorează aproape 100.000 de euro, s-a speriat de moarte. A pus jumătate din captură într-un colet și l-a trimis prin curierat păgubitei. Așa s-a aflat cine este autorul furtului. Fata a anunțat imediat poliția, care a ridicat inclusiv amprentele de pe colet. În cercetare a rezultat că în noaptea de 17 spre 18 august, persoana bănuită ar fi intrat în infracție în locuința Părții Vădămate, de unde a sustras o casetă cu bijuterii, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 100.000 de euro. A acționat la fond, știa că acele bijuterii sunt în casă? Momentan nu avem această informație. Probabil că în urma cercetărilor se va lămuri și acest aspect. Privința prejudiciului a fost recuperat și? Da, mai mult de jumătate din prejudiciu a fost recuperat. Prejudiciul a fost recuperat pe jumătate. Bărbatul riscă acum 1 an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.